Salutare, salutare, cârcotași și cârcotașe! La noua emisiune de la Canal D, Andreea Tonciu cântă. Văleu, ascundeți-vă! E Baros, luați-l puțin! E Barosan, de Barosan, ta-la-la-la-la-la-la! Barosanul este el, la-la-la-la-la-la-la! Andreea! Fată dragă, nu fi tristă, ai cântat un pic pe nas! La aceeași emisiune de Real Succes, Iftimoaia este fascinat de moda lansată de Oatu, își pune pantofi cu toc și face ca toți draci acolo în studio. Hai înapoi! Dar credeți cumva că el Cove se lasă mai prejos? Na, și ăsta e fanuatu. Își pune perucă, își dă cu ruj și la fel se scălâmbâie prin tot studioul. Ai zis că faci orice! Gata! Poftiți păring aici! Da, bine mă, uite păring, na, uite mă că alerg, na, uite mă că și alerg, na! Ce... Hai, 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 hai! Ce mai vreți? Mamă, iartă-mă! Iftimoaia! Așa, 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 așa. Tot la Canal D este filmată femeia fără griji și fără încălțări din Galați. După cum vedeți, avea un picior foarte ușor și n-avea botine de alea fine. Exemplul este urmat de Cristina Cioran, care se descalță și ea în platou. Foarte bine, uite, acum ieși și tu. Arată. Dar să-mi pun pantofi aici. Joc cu piciorul. Hai să-ți intru în cadru. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dăm, dăm, da, da, da. Ce fericire, deci... Da, mamă, cât de bine e. Bine că am pedicura făcută. Sunt în padis. Și eu. Să știți că tocurile nu sunt bune. Poți cădea de pe ele. Și dacă sunt foarte înalte, poți da cu dodoul de pământ, precum a făcut o tânără uselistă înainte de congres. La intrare, singura doamnă din grupul numeros de bărbați, secretarul general adjunct al guvernului, s-a împiedicat și a căzut între colegi. Apropo de descălțați, că nu putem spune desculți că sună rău, la Răzvan și Dani în show sunt miresme din plin. Și arunci cu bașcheții în cel care tocmai a predat. Bă, dă-te. Care înseamnă că, wow, e cel mai tare, bravo. Da, mă, cu... ia stai, mă, că dau eu, dacă stai numai puțin. Dacă e, așa, nu e nicio problemă. Exact. Hai, e, păi nu cu Veru a predat dansul ăsta? Ba da, ba da. Și expresia e așa, dă-te, frate, cum e ăsta. Puberul, dar nu e puberul. Bravo! Bravo, bă! Bravo, bă! Super, John! Rămânem la emisiunea matinală pentru a vedea cât de dedicați le sunt cameramanii lui Răzvan și Dani. Trebuie să fii artist, bă, în bucătărie și să fii ambidextru, să faci... Da. Băi, cum ține puberul ăsta la cadru? Băi, suflă, suflă, regula celor 3 secunde. Dacă a stat mai puțin, e bună, nu e... Ha? A căzut? N-a căzut. A căzut pe jos? N-a căzut, băi. Dedicați, dedicați, dar uneori, din exces de zel, cameramanii mai și bubuie. După fețele băieților, destul de grav. Leo, Leo. Care Leo? Nu sponsorul emisiunii. Băi, a căzut ghiță, n-a murit nimeni. Nu-i nimic, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem mai apoi să vorbim despre Leo. Revenim la emisiunea unde Iftimoaia demonstra că multă minte nu se cere. Totul e să ai putere, pentru a vedea cât de periculoasă este meseria de cameraman în show-urile pline de trăieriști. Extraordinar, operatorul nostru nu mai vede, săracul! I-a dat în ochi, trebuie să-l legăm la ochi. Băi, cam greu, se sparge greu. E salcâm. Săracul! Mă duc să am grijă de el? Du-te, du-te, du-te să ai grijă de el. Ionuț, bravo, da, felicitări! Mulțumesc! La Teo în emisiune s-au regăsit față în față ca să dezbată marșul gay, tribunul Vadim și cel mai sincer împopoțonat din mass media, Mircea Solcan. Vă aduceți aminte, sper, că marșul acesta este și povestea lui. Știți de ce a existat Auschwitz? Pentru că oameni ca și dumneavoastră, în momentul în care s-a întâmplat o nedreptate, au stat și au privit. Nu au m-a stat băgat pe mine în proapta forților tinere. Tinere deja ai depășit măsura și în pierde un au stat și cum au privit. Oameni ca și mine, care nu știu ce,
Păi noi am apărat pe evrei. Care a spus că e greșit? Cine a ridicat, dragul meu, cine a ridicat monumentul lui Ițac Rabin în centrul Brașovului? Vadim Tudor. E clar că Vadim luase un pumn de medicamente înainte de a ajunge la emisiune. Altfel nu putem înțelege cum ne-a fost așa calm când Nena Solcanu avea păreri despre povestea lui. N-am înțeles niciodată de ce nu s-a protestat împotriva prostiei, a prostului gust. Românii nu protestează, nu protestează. Dar se protestează împotriva iubirii. Protestează, da. Pentru că oamenii aceia se iubesc. Până la urmă, între ei. Te refer la homosexuali. Mă refer la toți oamenii. Să se iubească, dar să nu mă refer la toți oamenii, nu la homosexuali. Nu mă refer la homosexuali, mă refer la toți oamenii. Dumnezeu a lăsat iubirea între bărbați și femei. Da, dar a lăsat iubirea. Iubirea între bărbați și femei. Nu a lăsat ura. E de o altă factură. Iată acum, oameni buni, un reportaj extrem de haios care ne demonstrează că dacă el, calul, nu e beat, stăpânul, oricât de crăci ar fi, se poate odihni în siguranță. Dar ce s-a oprit tu? 2000 morte? Ia bă, dacă de aici, sunt numai așa. Mă, băieți, ați făcut voi un pustiu de bine și ați fixat bețivul de căruță, dar avem și noi o întrebare. Dacă Picanu se trezea? Asta e în România. Hai, lasă-l asta. Nu pune mâna, mă, lasă-l în pace, mă! Lasă-l drag, hai să dau mașină, pistiele! Nu vorbați, nu ce cală, mă. Vremuri grele pentru horoscopiste. Unele dintre ele se bâlbuie, noroc că le scot colegii. Capricorn. Ziua este... O fi de la Antalya. Mi-a venit... Ce? Ți-a venit scoicile alea care ai mâncat fructele din mare. Ți-a venit pe dos. Aha. Ia uite, cine pleacă ea în mai, nu s-a făcut 1 iunie și ea pleacă la mare, mă, băiatule. O altă horoscopistă cu vechime, Neti de la ProTV, are horoscopul cam haotic. Veți vedea imediat. Capricorn, e posibil să renegociați un contract și să vă declarați mulțumiți de noile condiții ca să nu vă mai simțiți exploatați, să munciți cu mai mult elan. E, hai că până la urmă s-a stabilizat. Dar rămânem în domeniu pentru a vă prezenta cea mai cunoscută horoscopistă, angajată de mogulașul Ghiță la România TV. Discuțiile cu prietenii și cu partenerul de viață. Mm-hmm. Da, dă-mi de la început, cred. Sau de la rac, că-l tai. Rac. Ai uitat să-l tai și uite cum a intrat. Discuțiile cu prietenii și cu partenerul de viață. Mm-hmm. Da, dăm de la început, cred. Sau de la rac, că-l tai. La Antena Stars, o reporteriță ne spune cu candoare că hoțul a fost imortalizat. Acel bărbat mascat și cu un pistol cu bile a fost imortalizat în foarte puține momente datorită unui polițist. Dar ce i-a făcut, mamă dragă? Poze? Față? Profil sau cum? Îți recomandăm cu căldură Dexul pentru a vedea ce înseamnă a imortaliza. Acel bărbat mascat și cu un pistol cu bile a fost imortalizat în foarte puține momente datorită unui polițist. Trecem acum la un fel de om de afaceri, politician și scandalagiu monden. Domnul Prigoană vorbește despre nevastă sa. Dar în ce hal vorbește? Pardon, nu-mi jurați. Pardon, bani. Vai, adică nu că... Ce e haios e că amfitrionul show-ului păcătos îi atrage atenția la prima porcărie, care nici măcar nu era așa gravă. Pe când a doua a trecut neobservată în toată splendoarea ei. Pardon, nu-mi jurați. Pardon, bani. Vai, adică nu că... Vorbind despre niște capre indiene, prezentatorii de la Antena 3 se întorc la caprele lor, alea din studio probabil. Capra nu ar trebui invidiat, deoarece motocicleta s-a îndreptat cel mai probabil spre un abator. Noroc a fost făcută această precizare, că altfel ne apucam să invidiem toate caprele din Iran. Haideți să revenim la ale noastre și să vedem ce se întâmplă sportul românesc. La caprele noastre? Nu, la știrile noastre. Am înțeles. Adică eu sunt capră ca să trebuie. Nu, Doamne ferește, nu. Oricum nu ai cască, deci nu te încadrezi în categoria asta. Noroc cu prezentatorul, că el s-a prins de ce cogomânie a debitat Donșoara. Capra nu ar trebui invidiat, deoarece motocicleta s-a îndreptat cel mai probabil spre un abator.
Noroc a fost făcută această precizare, că altfel ne apucam să invidiem toate caprele din Iran. Haideți să revenim la ale noastre și să vedem ce se întâmplă sportul românesc. La caprele noastre? Nu, la știrile noastre. Am înțeles. Adică eu sunt capră ca să dragă. Nu, Doamne ferește, nu. Oricum nu ai cască, deci nu te încadrezi în categoria asta. Doamnelor și domnilor, Bâlbuță e răzbunat. Osmanović e mult mai talentos decât el. Și nu au fost semnalate pagube umane sau materiale. Tot Osmanović, că o să ajungem să facem emisiune numai cu el, mai trage una. S-a bătut deja și un record național, săritura în tandem formată din 17 parașutiști. Lăsând la o parte abătutul, îl anunțăm pe nena Osmanović ăsta că tandem se numește bicicleta dublă. Adică se referă la maximum 2 participanți, nu la 17. S-a bătut deja și un record național, săritura în tandem formată din 17 parașutiști. Daniele, tandem nu înseamnă mă simultan. Însă chintesența bâlbelor avea cum vine. Face două într-o singură frază. Ia! Metropola austriană Sydney a devenit din nou un oraș al luminilor odată cu deschiderea festivalului anual Vivid Sydney. Metropola este australiană, mă, nu austriană, iar festivalul este anual, cum găsești tu pe internet. Metropola austriană Sydney a devenit din nou un oraș al luminilor odată cu deschiderea festivalului anual Vivid Sydney. Și ca să nu fie singur intrare bâlbelor, colega de platou bagă și eu una mică. Aceștia din urmă au reușit să-i scoată pe protestatari de pe carosabil. Tot la Antena 1 dis de dimineață avem un cuplu de prezentatori foarte arătoși. Ia să-l auziți pe ăsta micu cum le caracterizează pe colegi. Eu am rămas încă la Războiul Stelelor și mă simt privilegiat pentru cunoscători. Mă aflu alături de prințesa Leia după coafiură, nu-i așa? Și prințesa Padme Amidala la fel după coafiură. Sper că este de bine, Valentin, pentru că nu am văzut nici măcar un film din serie. Sunt două femei frumoase cu coafiuri extravagante. Atunci merge, nu ne supăra. Oricum, vom verifica după observatorul. Eu sunt Luke Skywalker pentru cei care ai vrea tu. Mă, Valentine, mă, dar ce talentat ești, mă! Știi și spaniola, mă? Ia habla un pic. 28 grados en España están en este momento. Ana, bună dimineața! Ce vrea să spună Valentin? Pur și simplu, a văzut cele 28 de grade care sunt prognozate în această după-amiază la Madrid și pur și simplu a început să vorbească spaniolă din dorința de a fi acolo. Parcă vorbea în portugheză, Valentin. Quingia, știu și portugheză. Da. Vorbește și portugheză, confirmă asta. În urma unui accident produs pe drumul național 15 în județul Piatra Neamț. Antena 3 este campioană mondială între televiziuni internațional vorbind, dar nu le prea are cu geografia patriei. Măi, este județul Neamț, mă! Piatra Neamț fiind reședință de județ. În urma unui accident produs pe drumul național 15 în județul Piatra Neamț. Tot la Antena 3, campionii mondiali, v-am zis, nu? Aflăm dintr-un comentariu că cei 42 de kilometri la maraton au fost alergați în 25 de minute. Acesta a parcurs cei 42 de kilometri în doar 25 de minute. La un mic calcul, dacă a parcurs 42 de kilometri în 25 de minute, etiopianul din imagine alerga cu 100 de kilometri la oră. Dar v-am zis, profesioniștii Antena 3 sunt campioni mondiali în ale televiziunii, ce drag! Acesta a parcurs cei 42 de kilometri în doar 25 de minute. Avem însă și eroi printre angajați. Mircea Bada vrea să facă pârnaie împreună cu Băsescu. Domne, deci doamna Chiaveș, eu sunt convins că n-aveți cum să nu mă arestați. Adică mă pun în locul dumneavoastră. Băi, cum să lăsăm pe prostul ăla? Nu mai putem cu prostul ăla. Cu mine, adică, doamna Chiaveș. Deci, am o rugăminte. Uitați, când mă arestați pe mine, doamne, mă arestați pe bune. Adică nu vrăjeală de asta, hai că să plimbă sârbul până primăverii. Adică vrăjeală de asta de arest preventiv nu vreau. Vreau arest preventiv adevărat și vreau în celulă cu Băsescu. Deci eu cum vreau, băi, vreau în echipă cu Băsescu. În echipă, în celulă. Deci exact, în echipa din celulă. Nu mai avem timp, măi, Mircișoile, chiar nu mai avem timp să-ți ascultăm aberațiile, așa că trecem la pastorul Gâdea, care ne impresionează și el cu ceva, ce mama dracului. El vorbește cu tenismenele echipei României, dar are probleme cu decorul. Vreau să vă întreb ceva, voi primiți flori de la băieți? Se întâmplă să primiți flori de la băieți? Da. Se întâmplă, da? Da. Tocmai ați primit și de flori. Acum am aflat. Înțeleg că e un domn destul de important. E primul ministru, v-a trimis niște flori de bucurie. Vă rog. Asta aduce noroc. Asta aduce noroc. Vrem să arătăm pastorului Gâdea de unde vin banii pentru emisiunile lui câștigătoare de premii. Ei, pe cum de unde? Din mizerii.
Chiar tu n-ai un război cu mine, fata mea, tu ai un război în creierii tăi. Păi dacă dumneavoastră ați fi sănătoasă, ne-ați o doamnă de vorbă cu nebunii. Tu ai nevoie de ajutor. Deci, Adriana, dacă mai continuă cu subiectul ăla, eu ies din emisiune. Chiar nu se poate. De serios vorbesc, e din emisiune. După așa un scandal ca la carte, Mara Bănică este întrebată o tâmpenie, evident de către un invitat la fel de deștept ca și ea. Mara, poți să întreb și eu ceva? Dar fii sinceră. Dacă mă coși și mă fac grijin, mă iei. Nu pot că sunt dată. Deci, mă... Tragem apa... Și încheiem cu altă mizerie aducătoare de bani pentru ca pastorul Gâda să câștige premii internaționale. Priviți ce invitată sincer are Morar în emisiune. Tu, mirosindu-l pe fraier, ai zis, băi, ăsta e un băiat pe care poți să-l faci de bani. Nu-i, mi-e ușor dacă să-i îl cer. Făceam în 9 ani de atâția bani dacă vroiam să-l fac de bani, făcut, crede-mă. Că ai fost în cursa Ferrari, ai fost, că ți-a făcut salon. Am fost deșteaptă, Mihai. Asta vreau să zic, că n-am zis că ești proastă. Lumea zice că curvă încolo cu prostituată, știi, măcar am fost o curvă deșteaptă. Altele spune că asta e România. Nu pot să cred că aud în emisiune la mine, bă, prima care recunoaște fir ar să fie. Soarele veghează asupra noastră de la primele ore ale dimineții și va aduna gradele în jurul lui mai ceva ca un pastor care își ține oițele aproape. Soarele poate fi cel mult un păstor. Ca pastor cu oițe e șeful Gâdea. Ce ți-o fi făcut, mamă, prințișorul Cristea, de te-a zăpăcit în halul ăsta? Soarele veghează asupra noastră de la primele ore ale dimineții și va aduna gradele în jurul lui mai ceva ca un pastor care își ține oițele aproape. Rămânem la antene unde Mihaela Călin nu poate pronunța un cuvânt. Supraveghetor. Supraveghetorul acuzat susține că în realitate elevul s-a luat la trântă cu un alt băiat. Nu știm dacă pe Mihaela o supraveghează cineva, dar când i-a auzit dicția, Bereclanca și geamănul s-au amuzat copios. După ce noua lună a dat peste cap cam toate aspectele vieții, lucrurile par să se așeze. Mai multe ne spune Octavia. Bună seara, știți nou, uneori ne mai vine să așa e jurnalul direct. Da? Chiar dacă luna nouă nu mai e chiar nouă, influențele ei încă se mai resimt. Am auzit din știri pe surse că luna asta v-au tăiat salariile. Ia mai băgați voi frizal, hai! Înainte de a ceda tentației de a acționa în forță, cred că e bine să știți că răsplata pălește în fața consecințelor. O să aflați mai multe puțin mai târziu de la astrologul nostru, Desideriu Andreea. Octavia, mulțumesc, observatorul se încheie aici. Ar fi bine să se încheie de tot. Dar să ne îndreptăm atenția asupra colegilor de la prima. Băi, cum suntem? Băi, cum suntem? Băi, frate, râde ciop de oală spart. Mai multe informații are colega mea, Iulia Mărginan. Iulia, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! De astăzi statul legalizează bacșișul, dar îl și impozitează clienții. Alci două, unul pentru construcția făcută și al doilea pentru plata. Unul la mână, domnșoara din imagine n-a scăpat încă de accent, că probabil e venită la practică cine știe de pe unde. Că așa e la prima, vrei să fii vedetă? Vii cu bani de acasă. Și doi la mână, legătura se face într-un punct strategic, din fața studioului, dar e mai greu cu tehnica asta. Clienții vor... Alci două, unul pentru construcția făcută și al doilea pentru răsplata. De unde știm că se emite din fața studioului? Păi stai să vă arătăm un alt reporter care transmite fix din același loc. Temperaturile minime vor fi de minus 6, minus 12 grade. Acestea au fost informațiile, la revedere. Minus 6, minus 12 grade Celsius și tu în mânecă scurtă și cu gâtul belit. Noi zicem să-ți dea șeful o primă. Temperaturile minime vor fi de minus 6, minus 12 grade. Acestea au fost informațiile, la revedere. Și încheiem cu busul, acest titan al meteorologiei, care găsește 189 de grade Celsius la Roma. Să fiarboi în Kazan, frate. 23 Varșovia, 19 Budapesta, 22 Sofia, 24 la Atena și la Istanbul. Sunt și dumneavoastră 189 de grade, 19 grade la Roma. Tartorul de la antene, Mihăiță cel Pleșuf, are un umor nebun. Ia să auziți ce emisiune face Mircea Badea, prezent în studioul lui, împreună cu Carmen Brumă, zisă fotomodela. Dragi prieteni, ne revedem mâine seară la 21:30. Mircea, în câteva clipe, cu superba lui emisiune, în gura Brumei, sau cum se numește, scuzați-mă. Se numește de la măsuța de unde se poate, chibrit, adică da. Asta e. Ha, 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 ce-a mai râs! A prins-o pe asta, da? Mircea Badea are o emisiune în gura Brumei. Cam fără perdea, domn pastor, păi se poate! Mircea, în câteva clipe,
cu superba lui emisiune În gura brumei sau cum se numește, scuzați-mă. Revenim la Mircea. În minunata lui emisiune zici că a bolunzit. Vorbește cu laptopul. Am și o rugăminte pentru binom. Dacă ne poate lăsa un pic totuși netul, că se vede... Adică se vede că... Mă rog, să ne lasă și nouă netul, că toată lumea știe ce a spus domnul White. Adică nu e... Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Asta se cheamă paranoia. Rămâne la antene unde o prezentatoare de la opozitor ce face? Evident se încurcă. Odată cu intrarea din ieșirea din iarnă. Păi ori e intrarea, ori e ieșirea din iarnă. Atât ambiguitate, nici Băsescu nu avea. Odată cu intrarea din ieșirea din iarnă. Trecem acum la bâlbâitul șef de la antenă, Nenea Osmanovici, care ne delectează cu o bâlbă englezită. Primăvara se numără make-up-ul Make-up artiștii, da, la Intact Media Academy. La ce bâlbe a tras Osmanovici la viața lui? Asta e pistol cu apă. Primăvara se numără make-up-ul... Make-up artiștii, da, la Intact Media Academy. Dar ce e cel mai haios? Abia acum vine. Nea Osmanovici nu putea să fie la nesfârșit furnizor oficial de bâlbe al Antenei 1. No. Trebuia să vină cineva din noua generație. Ia puțin atenție, vă rog. Cu toții s-au bucurat din plin de zăpadă, aceasta fiind prima vacanță. Familia regală a ținut să imortalizeze totul ca la carte. Ei, începuturile sunt mai grele. Dacă te angajează ăștia, mai vorbim peste câțiva ani. Cu toții s-au bucurat din plin de zăpadă, aceasta fiind prima vacanță. Familia regală a ținut să imortalizeze totul ca la carte. Localitatea Bogata din județul Mureș a devenit celebră peste noapte după ce cântărețul Snoop Dogg a postat din greșeală pe Instagram că se află acolo. De fapt, rapperul a concertat în Bogota, Columbia, dar nu a fost atent și le-a făcut un serviciu nesperat românilor pe care îi știe acum toată lumea. Columbia! După show, cântărețul de hip-hop a postat pe Instagram un selfie cu el în avion și a dat check-in Bogata Mureș în loc de Bogota. Fanii au reacționat imediat și în câteva ore a strâns 30.000 de like-uri, majoritatea români care și-au dat seama că este o greșeală. M-a auzit de muzică, da. Am mai uitat la televizor și am mai văzut așa filme cu ele astea, piese de-a lui. Foarte frumos. Cu plăcere, l-aș servi cu tot ce am. Mâncare, o prăjiturică, o cafeluță. Unde ar putea concerta aici în Bogata? La Căminul Cultural. Ne îndreptăm atenția la B1 TV, ne scuzați din nou, pentru a asculta o exprimare demnă de o cauză mai bună. Acesta a studiat designul vestimentar la Universitatea Ryerson, iar dragostea pentru moda a desprins-o în atelierul de croitorie al mamei sale din Sibiu. Dragostea pentru croitorie a deprins-o, nu a desprins-o, cum greșit te-ai exprimat. Iar dragostea pentru moda a desprins-o în atelierul de croitorie al mamei sale din Sibiu. Avem exprimări defectuoase și la Antena 3. Vă mai aduceți aminte de tuta care la incendiul de la colectiv spunea că are cea mai frumoasă meserie din lume? Ei bine, meseria e brățară de aur, dar exprimarea e pâlnie de argint. Cei de la firma de transport vor evalua daunele. Cei de la firma de transport vor evalua daunele, că evoluție înseamnă cu totul și cu totul altceva. Un termen străin ție de altfel. Cei de la firma de transport vor evolua daunele. Din televizor aflăm lucruri aproape imposibile, ci că mita în România se ridică la amețitoarea sumă de 17 lei. Restanțele studenților rezolvate cu șpăgi grase. S-a întâmplat în Prahova, acolo unde un profesor universitar a fost prins în timp ce lua peste 17 lei mită de la aproape 50 de studenți. Auziți, la 17 lei! O fi dat și chitanță? Că suma e SF oricum. Restanțele studenților rezolvate cu șpăgi grase. S-a întâmplat în Prahova, acolo unde un profesor universitar a fost prins în timp ce lua peste 17 lei mită de la aproape 50 de studenți. Nici nu s-a terminat scandalul cu Băureanu, care o bătea pe Fisa, că imediat hienele de la Antena 3 s-au apucat să facă o emisiune pe această temă. Monica Tatoiu s-ar fi ocupat personal de domnișoara bătută și, în plus, i-ar fi dat și ea vreo 2-3 scatoalce, recunoscând faptul că a practicat pe vremuri acest sport. Eu m-am ocupat de copilul ăsta până mi-a venit să-l strâng de gât. Da? Nu, deci nu, eu pe vremuri am bătut copiii la școală, e adevărat. Nu, dar înainte de 89. Nu, dezavuăm, nu suntem cu violența. Așa. Doamna Tatoiu, să ferească Dumnezeu vreun copil de așa meditatoare. Zgripțuraică, frate, zgripțuraică. Plus că mai nou tantia asta are timpanul printre dinți. Eu am auzit-o cu gura mea. Dacă
dacă nu mă lași să fac ce vreau, te fac și ți-e dreg. Doamne ferește. Eu cu gura mea am. Bun. Să știți că e rău la ProTV atunci când nu e busul la meteorologie. De ce? Păi vine Magda și face totul praf. În noaptea de joi spre miercuri. Noi nu înțelegem cum a ajuns fata asta în televiziune sau ne aducem aminte încă de când era colegă cu noi. Cam cu ce pile defila. În noaptea de joi spre miercuri. Dar să știți că există probleme și la Antena 1. Mihaela Călin se întrece pe ea cu toată Academia Media din spate. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile de spitalizare. Reclamă o parte lipsa investițiilor. De când i-au pus pe ăștia de la antenă să prezinte în picioare, dau numai dume. Toți se cred la BBC, mai. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile de spitalizare. Reclamă o parte lipsa investițiilor. Trecem acum la B1 TV, ne scuzați din nou și sezonul ăsta, unde batoanele de ciocolată devin baloane. Producătorul Mars avertizează că mai multe batoane și pungi cu ciocolată ar putea fi contaminate. E, măcar știrea asta e dulce. Ce mi-e batoane, ce mi-e baloane, de ciocolată să fie. Mai multe batoane și pungi cu ciocolată ar putea fi contaminate. De când s-au mutat în sediul nostru, antenele au probleme tehnice majore. I-au ajuns blestemele. Georgiana Murgile, colega mea, însă are detalii. Klaus Iohannis a rămas cu 5 case din 6. Georgiana a înghețat, dar observatorul nu se lasă. Vrea neapărat să o bage în direct. Georgiana Murgile însă ne spune mai multe chiar acum. Bună ziua, totul a pornit. Klaus Iohannis a rămas cu 5 case din 6. Asta m-ai auzit! Ceva nu aveți? Că până și tehnica s-a săturat de ifosele voastre. Noi trebuie să vă avertizăm însă, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din păcate nu putem urmări acest material în acest moment. Ne oprim pentru câteva minute de publicitate. Revenim imediat la Observator. Adevărul este că aceste imagini ne-au afectat deja emoțional. Mai bine faceți o reparație generală și apoi reveniți. Din păcate nu putem urmări acest material în acest moment. Ne oprim pentru câteva minute de publicitate. Revenim imediat la Observator. Se pare că iarna le-a prins celor de la Irealitatea, unde angajatele o duc bine. E, se vede cu ochiul liber. Și în plus, trag bâlbe de sezon. Iarnă în toiul primăverii, iarnă care dă peste cap mersul lucrurilor. Dragă coleguța, din câte am aflat noi de la nutriționiști, curele merg vara. Nici de cum iarna în toiul primăverii. Iarnă în toiul primăverii, iarnă care dă peste cap mersul lucrurilor. Rămânem la meteorologie și trecem la TVR România Abonament. Aici fosta angajată a mogulului sârbu, Doina Gradea, încă tolerează reprezentante ale sindicatului liber, că altfel nu înțelegem cum a ajuns doamna asta în organigramă. Botoșani, la această oră, minus 20 de grade, Suceava, minus 19 grade, Iași, minus 18, Bacău, minus 17 grade, temperaturi extrem, extrem de ridicate, ger în toată regula. Temperaturi extrem de ridicate pentru polul sud, probabil. Așa că repetă după noi. Foaie verde, foi de ger, mite paște, un transfer! Botoșani, la această oră, minus 20 de grade, Suceava, minus 19 grade, Iași, minus 18, Bacău, minus 17 grade, temperaturi extrem, extrem de ridicate, ger în toată regula. Mare este grădina domnului și mult sargardul înăuntru. Uite, domnul avea căldură foarte mare în mașina proprie și personală și a început să conducă dezbrăcat. Asta până l-a oprit poliția. Trăiți, trage pe dreapta, băi, dezbrăcatule. De ce s-a sus pantalonii așa? Așa stau, eu nu m-am mai înregistrat. Păi cum, adică așa? Păi n-ai voie să conduceți așa, în modul indecent. Că lumea a sunat la 112 că conduceți într-un mod indecent la volan. Acum, dacă omul avea călduri și nu încălca regulile de circulație, de ce să nu conducă gol pușcă? E o țară liberă, fiecare face ce vrea. Vezi, domnul Dragnea? Ridicați-vă pantalonii pe dumneavoastră. Hai, păi e frumos ce faceți dumneavoastră la volan? Odată identificat și tras pe dreapta, cel în culpă a fost cât se poate de relaxat și a declarat senin că așa a simțit că vrea să circule. La România TV, prezentatorii pocesc cuvântul tavan. Prima este Cristina Șincai. Tavanele au început să cadă peste oameni. Dragă Cristinica, tavernele pot să cade peste oameni doar în Grecia. În rest, sunt tavane toată ziua, mamă.
fama lor de tavane. Tavanele au început să cadă peste oameni. Continuăm cu cea mai bâlbâită prezentatoare de la România TV. O blondină care trage chifteluțe fără să chilpească. Administratorul liceului l-a avertizat pe profesorul de sport că tavanul este firusurat și că va trebui să își țină orele acolo. Suntem foarte, dar foarte curioși cum arată un tavan virusurat. Poate specialiștii în știri de la România TV ne lămuresc. Tavanul este firusurat și că va trebui să își țină orele acolo. Tot blondina asta mai trage o bâlbă de efect. Este vorba de cuvântul contravenient. Să vedeți în ce hal a ajuns săracul. Acest lucru se aplică, bineînțeles, dacă contravenitul contestă procesul verbal în instanță. Până la urmă, tot nu i-a ieșit, dar nu-i nimic. Șefii insistă să ne orate pe post. Felicitări și la mai mare! Acest lucru se aplică, bineînțeles, dacă contravenitul contestă procesul verbal în instanță. Doamnelor și domnilor, toată vara Răzvan și Dani s-au plimbat prin țară. Prima oprire a fost în Delta, unde au făcut un avion imaginar. Uite aici, frumos. Domnule, domnule, ne scală la Drajna, avem și noi? La Drajna nu e cursa de Drajna, asta coboară numai la Fetești. Doamnelor și domnilor, liniile aeriene Neața vă invită în vacanță. Amesteci un pic gândurile de acum. Hai așa, bravo. După ce a fost în Delta, producția s-a mutat la mare, unde în timpul unui moment publicitar, sculele n-au mai rezistat pentru că au și ele mândria lor, nu? Și apropo de piele încinsă, hidratează pe... Da, colegilor... Frate, e clar, deci dacă și sculele au obosit, vă dați seama ce obosiți au fost băieții ăștia în acest sezon. Drept urmare, au plecat în vacanță. Nu înainte de a comenta două știri bestiale. Aia cu salvamoară mi se pare... epică. Da, ăsta este cuvântul, epică. Ce s-a întâmplat? Explică și colegului Dani. A salvat un salvamar, că asta e meseria dumnealui, o domnișoară din apele învolburate, dar acum, lăsând gluma la o parte, chiar era... Jucase table cu Sfântul Petru. Da. A cărat-o aici și pe mal și s-a apucat să-i facă resuscitare. Unde? Și a venit la Costinești, nu? La Costinești și a venit prietenul. Ce faci, mă? Hei, o resuscitezi. I-a dat perversa, i-a spart capul ăsta, adică nu e de glumă. Nu cred. Pe cuvântul meu, nu e bășcălie. Tot din zonă am și eu o știre. Te rog. La Borșa. Salva monții de la Borșa, care au intervenții destul de mari pentru că e munte înalt acolo în zonă. S-au dus de curând la intervenție și ei la intervenție vin cu mașinile personale. În mod normal le lasă la primărie și iau jeepul primăriei. Nu au mai găsit jeepul primăriei pentru că a fost pus sechestru pe el din motive juridice, așa că primăria le-a oferit o căruță cu doi cai frumoși. Și ca de final de sezon, băieții și-au luat la revedere de la public și au spus pentru a mia oară secretul lor. Tocmai ne sărutam ca în orice film american artistic, sărutul de final. Deci chiar eram la acest moment, ne-a deranjat. Întotdeauna vom avea Parisul. Da. Da. Vreți să știți secretul nostru? Care este secretul? Secretul nostru este că noi suntem foarte proști! V-am spus de 1000 de ori în cronicuță că dis de dimineață Răzvan și Dani fac din căcat bici și mai și pomnește. Uite acum unul dintre acele momente pentru care ne scuzați, nenăul lui Dani a atras o muscă. Asta este pentru o că muscă. Vorbești lucruri dulci, Dani. Stai mă că nu ratezi, ești nebun la cap. Că mi-ai făcut asta? Liniștește-te. Nu mai mi se spune 7 dintr-o lovitură. Dar tu ai făcut asta? Nu mai vorbi, te rog, nu mai vorbi că mișcă, ai nasul ăsta mare. Ia uite cum își treacă mânuțele. S-a dus. Stai mă pe loc, stai pe loc, că ți se pune în gură, în barbă. După așa o crimă reușită, ar fi bine ca băieții să se intereseze de niște insecticid, că ea de la antenă i-au părăsit la groapa de gunoi și trag toate muștele la ei. Aceasta este o emisiune care face bani. Tanti Iuliana Pepene are pile puternice de a ajuns prezentatoare de știri. Ne așteaptă o perioadă cu temperaturi ceva mai ridicate față de normalul perioadei. Astăzi spunea ceva Mihai Jurca că vor fi cam 10 grade Celsius. Mâine. Da. Mâine?
Mâine sau mâine. Azi, Mihai? Bine v-am regăsit, și azi și mâine. Și azi și mâine. Am băgat și capra și varza. Până la zi, cine-i capra, cine-i varza. Eu sunt pepene. Sincer, nu prea se vede că ești pepene, dar mă rog. Rămânem la obositor pentru că au preluat moda știrilor Pro TV și anunță filmele care vor urma după ei. Dar condiția este să știi despre ce film este vorba. Ai auzit, Antigeamă, nu? Rămâneți cu Antena 1. Urmează Meteo, iar de la ora 20 începe seria Transformers. Primul episod, Războiul lor în ziua noastră. Este Războiul lor cu lumea noastră, dar merge și cu ziua, că la obositor știrile sunt, da, relative. Rămâneți cu Antena 1. Urmează Meteo, iar de la ora 20 începe seria Transformers. Primul episod, Războiul lor în ziua noastră. Iată, tot la obositor, avem parte de o reporteriță bâlbâită. Condițiile igienico-sanitare, dar de asemenea, dacă cadrele medicale, ei bine, știu să se spele pe mâini, mai exact. 27 de cadre medicale au fost găsite ca fiind purtătoare ale stafilococului auriu. Și închem cu Andreea Berecleanu, care în loc de marchează, bagă un marchetează. În câteva minute vor participa alături de oficialii români la ceremonia care marchează începutul mandatului României. Adevărul e că la ce mandat are România și mai ales cum o să-l ducă la final, în loc de marchează, merge și marchetează. În câteva minute vor participa alături de oficialii români la ceremonia care marchează începutul mandatului României.